Primul lucru pe care îl observăm în doctrina predestinării, prezentată de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, este mediul alegerii. Mediul alegerii. Spune că Dumnezeu ne-a ales în El, adică în Hristos, pentru că despre Hristos s-a vorbit până aici, da? Am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales. Însă vreau să vă invit să observați această prepoziție, în care arată mediul alegerii noastre. Mediul alegerii. Care? Mediul alegerii nu este același lucru cu motivul alegerii. De ce cred că este importantă observația asta? Este importantă pentru că unii spun că deodată ce Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii și Dumnezeu ne-a ales datorită Domnului Iisus Hristos, înseamnă că a ales toată umanitatea. Lucrul ăsta este greșit, logica este greșită. Dar ea se bazează și pe neînțelegerea unui aspect fundamental pe care trebuie să-l observăm în textul acesta. Prepoziția în arată localizarea sau mediul. Da? Bineînțeles, este vorba despre o localizare spirituală. Și mai cu seamă trebuie să observăm că această localizare spirituală sau acest mediu este încă din veșnicie, înainte de întemeierea lumii. Înainte de temerea lumii. Teologia a înțeles acest aspect în felul următor. Domnul Iisus Hristos, din veșnicie, a fost ales de Dumnezeu să fie capul nostru federal sau reprezentativ. El să fie reprezentantul tuturor credincioșilor din toate timpurile și din toate locurile. Este o unire a noastră cu Domnul Iisus Hristos în virtutea unui legământ pe care Tatăl l-a făcut cu Fiul. Adică găsim, de exemplu, în Ioan, capitolul 6, versetele 37 la 39, aceste cuvinte. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Tatăl celui care m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat. Din tot ce mi-a dat. De două ori se folosește expresia mi-a dat. Mi-a dat. Când i-a dat Tatăl fiului niște oameni? Sau, de exemplu, în Ioan, capitolul 10, versetele 27 la 30, unde Domnul spune Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, ele vin după mine, eu le dau viața veșnică, în viață nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat, iarăși folosește aceeași expresie, mi le-a dat, când i le-a dat, asta este întrebarea, este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu, eu și tatăl una suntem. Să există un alt pasaj, Ioan capitolul 17, versetul 2, de exemplu, 6, 9, 12, 24, unde Domnul spune, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Versetul 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai te erau și tu mi-ai dat. Versetul 9. Pentru ei, mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat-o pentru că sunt ai tăi. Vezi, toate binecuntele sunt pentru aceea pe care tatăl i-a dat fiului lui. Versetul 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și niciunul din ei n-a perit, afară de fiul pierzării ca să se împlinească scriptura. Versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un legământ veșnic făcut între tatăl și fiul, pentru că noi nu eram acolo, un legământ prin care tatăl i-a dat fiului oameni, un număr de oameni, i-a dat fiului și acești oameni sunt cei aleși de Dumnezeu. Acești oameni sunt aleși de Dumnezeu, pe acești oameni fiul îi reprezintă. El este unit cu ei, unit cu ei din veșnicie, sau este reprezentantul lor din veșnicie. Asta înseamnă că noi suntem în Hristos, că noi suntem în Hristos. Noi nu suntem aleși datorită lui Hristos. Prepozițiile acestea sunt importante. Noi nu suntem aleși datorită lui Hristos, ci noi suntem aleși în Hristos. Da? Nu datorită lui Hristos, ci suntem aleși în Hristos. Și lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu i-a dat Fiului niște oameni pe care El a dorit să-i mântuiască.